Bun găsit, prieteni! Un nou episod în rubrica Întrebați și voi, pentru că l-aș cerut pe Bogdan Cosmescu, l-avem pe Bogdan Cosmescu astăzi și am primit foarte multe mesaje. Salut, Bogdan! Salut, salut! Mulțumesc de prezență. Hai să începem direct, că sunt foarte multe întrebări. Zice așa, Julius, în afară de partea profesională, bănuiesc că iubește ceea ce face, cel mai stimulează să comenteze, între ghilimele, filmele de adormit bătrânii din campionatul nostru. Bună treabă. Crede-mă că la un moment dat... Mă interesează chiar mai mult astea decât un, ce să zic, Chelsea cu Arsenal. Și spun de ce. Se întâmplă niște chestiuni absolut ieșite din comun în fotbalul nostru și asta mie îmi place. Sigur că, la un moment dat, dacă nimeni este foarte scăzut, te obosește. Dar eu am descoperit de mult, la începutul carierei, valoarea tăcerii. Există două feluri de a comenta, mai multe feluri, dar cel puțin două clare. Să vorbești destul de puțin sau să vorbești non-stop. După părerea mea, când vorbești non-stop, riscul de a spune tâmpenii crește. Este normal logic, că folosești mai multe cuvinte. Corect. Și de-aia, mai poți să și taci. Okay. În special acum când sunt spectatori și avem stadioane destul de pline. Când vremea pandemiei era cam greu să taci, că i-auzeai pe aia ce spun în fiecare zi. Petrișor zice așa, care este echipa pe care acesta o susține din afara României și cum a ajuns să simpatizeze cu acea echipă? Din afara României, mie îmi place de Atletico Madrid. Și mi-a plăcut, nu acum din Atletico ăsta gigantic, îmi plăcea prima lui Jesus Hilly Hill. Părea așa, păreau niște rebeli împotriva unor... El era, făcea mereu scandal, era un fel de Gigi Becali al vremurilor. Nu știu ce ne mai ține minte, că... Cred că sunt 20 de ani de când a murit. De când a murit? Practic te-ai îndrăgostit de Atletico Madrid undeva în anii 90, da, nu? În anii 90. Era, păreau așa niște rebeli. A pierdut aproape întotdeauna, dar era... Mie niciodată nu mi-a plăcut să țin cu ăla tare. Adică nu prea înțeleg pe cei care din România țin cu Bayern München, eu știu, Juventus, Real Madrid. Adică nu știu. Da, întotdeauna eu am fost de partea lor a rebelilor. Clr John zice, întrebare pentru Bogdan Cosmescu, ce echipă de fotbal din România ține? Da, atenție și adaugă. Dar sincer, nu vrăjeală de păcălit telespectatorii. Dar ți-am spus, n-am ținut cu Pandurii Târgu Jiu și o spun, nu am nicio... Bunicul meu era din zona Târgu Jiului, am ținut Pandurii Târgu Jiu, dar nu varianta asta de acum, asta nu spune absolut nimic. Varianta aia care ulterior s-a dovedit că și ea trăia din banii minerilor, nu era nimic corect, de fapt. Echipa la care Edi Iorgenescu a ajuns până în grupe? Până în grupele Europa League au ajuns, a dat gol, a bătut la Braga. Nu cu Edi Iorgenescu. Dar nu cu Edi, cu Grigoraș, cu cine? Nu, cred că cu Pustai. Cu Pustai și au ajuns în grupele Europa League. Da. Cu echipa aia. Eu aici, pe plan intern, nu simpatizez cu nimeni. Pe mine, când eram copil foarte mic, simpatizam cumva cu Steaua, dar eram foarte mic. Acum nu mai țin cu nimeni, din vari motive. FCSB nu-mi place ce se întâmplă, CSEA Steaua nu-mi place nici ea pentru că mi se pare o chestiune artificială. Dinamo și Rapid sunt echipe. La Dinamo îmi place atmosfera extraordinară din jurul echipei, dar mă enervează chestia asta cu insolvența, cum bărbieresc câte 25 de milioane de euro la 3 ani odată, păcălind diferiți oameni care au muncit pentru banii, acum au muncit și așa mai departe. La Rapid e frumos, recunosc, dacă aș fi copil acum, cred că de Rapid m-aș îndrăgosti. Dorel Boboc. Cel mai tare și emoționant eveniment sportiv comentat de el în carieră și cel mai tare meci de rugby comentat de tine? Nu poate fi nimic, dar e emoție negativă. Meciul de la Middlesbrough cu Steaua. Aia a fost o chestiune... Eu nu sunt un om ușor de traumatizat, dar chiar m-a traumatizat meciul ăla, adică mi s-a părut absolut... Era, se vedea finala, n-aveai cum, aveai 3-0 pe ansamblu celor două mași să pierzi cumva. Iar cel mai tare meci de rugby? Nu, sunt multe. Meciul de la Cupa Mondială. Precizez că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar la Cupa Mondială se joacă alt sport decât ce se joacă la noi în România. Ia și la fotbal. Bă, la fotbal mai seamănă. Da, un pic da, un pic da. Balauri Ucluj, așa s-a semnat. Zice Bogdan Cosmescu e unul dintre cei mai verticali analiști, însă să nu mai dea pronosticuri. Așa este, care are absolut de plată. Întrebarea ar fi ce tip de antrenor preferi? Unul ca Dorinel Munteanu, care pune accent pe disciplină și condiție fizică, sau unul ca Sabău, care încearcă să dezvolte, să joace fotbal ofensiv, să un fotbal din ăsta mai poetic? Cred că nu există un antrenor care să aibă un stil la toate echipele. Cred că antrenorul cel mai bun este cel care este capabil să-și adapteze strategia în funcție de ce găsește. Dacă nu ești Pep Guardiola sau, eu știu, Klopp și începi să ai bani limitați la dispoziție să aduci pe cine vrei tu, trebuie să adaptezi la ce găsești. Mă refer în România. Adică în România te duci la o echipă. Deja mai spui lui ăla că îți trebuie trei nu știu ce, că ăla-i lotul. Și atunci cred că trebuie să fii un tip adaptabil. Boghi, ce sport ai practicat, dacă ai practicat, și care crezi că e cel mai bun fotbalist din lume în momentul ăsta?
În momentul ăsta, pentru mine, simplu este Kylian Mbappé, nu cred că există dubii. De fapt, există, dacă de-aia există întrebarea. Sport, n-am ajuns să trec de nivel de junior nimic. Am făcut un pic de judo, așa, un an, un pic de polo, dar n-am practicat nimic. Și fotbal în curtea școlii și basket în curtea școlii, cum se juca pe vremea când eram eu puști. Andrei Pascale zice așa, de ce nu folosește Bogdan Cosmescu Facebook, WhatsApp, Twitter? Dar okay. Nu știu de unde știe că nu folosește WhatsApp. M-am văzut aici o dată cu... am venit cu telefonul ăsta, nu dual e sim. Posibil, da, da, da. Hai să spun de ce. Mie mi se pare... Am o tabletă la care, mă țin la curent cu netul și cu... Mie mi se pare că WhatsApp-ul și toate aceste mijloace de socializare de fapt te izolează și te împiedică să trăiești viața. Îți mănâncă din timp. Pierzi enorm de multă vreme numai să te uiți pe mesajele alea. Nu contest, tehnologia a adus niște beneficii uriașe, de care eu, neavând telefon de ăsta modern, nu pot să beneficiez. Adică eu nu pot să-mi fac check-in-ul pe telefon, mi-l fac pe tabletă, e mai complicat, vii cu tableta aia să... Nu pot să fac plăți online, că nu... așa mai departe. Dar cred că, pe de altă parte, eu pot să stau liniștit și să mă uit la un film, să ascult o muzică și să citesc o carte, în timp ce nevastă mea, care e non-stop, ea continuă pe mesaj. Bună, și de-aia am ales să nu... Da. Încă o dată, nu vreau să convertesc pe nimeni la ideea asta. Nu, tu ai explicat pe ce te-ai întrebat tu. Corect, da. Gostira Hunter zice, mi-aș dori să știu cum este Bogdan în afara platoului, cu atâta energie, și care este activitatea preferată după fotbal în timpul liber. Deci sunt la fel, tu poți să confirmi că suntem colegi. Numai de caterici ne ținem. Uneori sunt deranjant pentru oamenii care vor să muncească serios pe acolo prin redacție, mă mai ceartă că vorbesc prea tare. Am multe activități. Nu-mi permite timpul și uneori nu-mi permit nici banii să le fac pe toate. Îmi place să schiez, îmi place să pescuiesc, îmi place să citesc, îmi place să călătoresc, îmi place să mă uit la filme, deci foarte multe treburi. Eu nu prea înțeleg pe cei care ies la pensie, zic asta că mă apropiu și eu în curând, și zic, bă, da, ce m-am... nu știu mai am ce să fac, m-aș mai duce la serviciu un pic, pentru că n-am ce să fac acasă. Foarte care gândesc așa, da? Da, eu nu, în România, coate, stai puțin. În România, asta cu așa. Condiția să ai un venit decent. Într-adevăr, dacă ești ajuns la pensie și nu mai te ajungi de azi pe mâine cu mâncarea și cu întreținerea, ai o problemă atunci. Da. Dar dacă ai un venit decent, cred că ai multe lucruri de făcut. Și dacă ai sănătos, evident. Uite, și Ștefan Maxim cumva repet o întrebare, ce cum rezist să te uiți la unele meciuri din Superliga? Recunosc, eu folosesc multe din partide să ador mai bine. Asta ar trebui să te întrebe pe tine, că eu de bine de rău mai sar peste unele dintre ele. Tu, prin forța lucrurilor, pentru că faci emisiuni, te vezi pe toate. La tine mai complicat. Corect. Unele sunt chiar complicate. Văzut acum cap-coadă, unele sunt să... foarte greu de... Ar fi absurd să cerem... Noi știți ce trebuie? Ne-am îmbolnăvit de meciurile astea pe care le vedem afară. Și noi te uiți la un meci de Premier League, se încheie Tottenham cu West Ham și după aceea treci imediat la Botoșani cu Craiova. Și se... nu trebuie să le compari pentru că n-ai așa cum. E. Radu te întreabă ce jucător preferat ai la rugby, dacă ai vreun jucător în momentul ăsta. Jucător preferat la rugby acum, stai să mă gândesc un pic. Îmi place Demiul Africii de Sud, Faf de Clerc. Este un foarte mic de înălțime, sare peste ei, zici că este un fel de Popa Mitică, nu se speie de nimic, el are... 1,70 și vin balauria de 2 metri, nu se dă la o parte, îmi place de el. Vlad Nistor te întreabă despre două meciuri din carieră, unul care ți-a lăsat o impresie pozitivă deosebită, de fotbal, evident, meciuri comentate, și unul negativ, ăla negativ, Middlesbrough Steaua. Unul așa după care să-ți vină primul în minte, să zici, bă, meciul ăla m-a... Am comentat finala aia a Ligii Campionilor în care Manchester United a întors în ultima, ultimul minut, a dat două goluri, Scholes și cu Bayern München. Ăla a fost un meci care, cum să spun, dacă era la un moment dat 3-0 pentru Bayern, nu se mira nimeni. Și au întors ea în ultimul minut. Am văzut o chestiune pe care n-am văzut-o niciodată. Deci erau jucătorii lui Bayern, eram acolo, de la zona mixtă, vorbeau singur, nu vorbeau niciunul cu altul. Mergeau așa și vorbeau singur. Cred și eu, da. Badiu Ciprian zice, mi se pare, despre tine vorbește, cel mai sincer comentator. Întrebarea mea este, a avut de suferit în cariera sa datorit din cauza sincerității nu. Sale? Nu, n-am avut de suferit, dar există riscul să spui prostii. După părerea mea, noțiunea de comentariu asta înseamnă nu să încerci să comentezi ce vezi acolo, nu să descrii, să spui că Gigeli pasează lui Costel și trage și respinge Mirel. Dar încercările astea de a comenta pot duce și la lucruri care îi deranjează pe unii. Dar de suferit nu pot să spun, domne, am pățit ceva. Nu, nu mi-am făcut. Cosmin zice așa, ai avut vreodată o ofertă pentru a activa în cadrul unui club? Nu, n-am avut absolut nicio ofertă. Ok. Mint Sugar zice, la ce echipă ai putea să lucrezi din Superliga și ce poziție crezi că ți s-ar potrivi?
Nu te-ai gândit niciodată. Poate la Hagi. Păi și ceva legat de comunicare, mă gândesc, ce să fac altceva. Ah, ok. Ceva legat de comunicare la Hagi. Dar îmi trebuie și un adjunct care să folosească mai bine decât mine fastă toate Facebook-urile și astea. Următoarea întrebare. Ia zi. Zice Sorin Danciu. Dacă Meme ar primi o ofertă ca manager la o echipă din Italia din primele 6 și ar accepta, iar domnul Beccari te-ar contacta să iei locul lui Meme, ai lăsat postul de comentator să mergi la FCSB în locul lui Meme? Hai să spun ceva. Cine spune că... E vorba și de bani aici. Ți-o spun cu mâna pe suflet. Acum depinde dacă mă oferă cine știe, că probabil că da. Eu dar nu te-ar speria faptul că totuși e un post pe care nu-l stăpânești? Ba da, m-ar speria. Fă discuție că m-am speriat. Multe lucruri m-au speriat în viață. Acum, dacă stai tot timpul speriat, nu faci nimic. Și asta e adevărat. Deci te-ai gândit. M-am speriat când am plecat prima oară de la TVR. M-am speriat că era o aventură. TVR-ul era o chestiune absolut sigură, clară, limpede, sigur că... Te-ai m-am gândit, încă o dată, nu m-aș duce de pasiune. Dar dacă oferta financiară ar fi de... Poate așa pentru bani. Sigur ar fi. Da. Mă gândesc eu, nu știu. Dar nu cred că se va întâmpla niciodată că nu... Era un exercițiu, așa de imaginație. Andrei Viorel zice, care este cea mai frumoasă amintire din cariera de comentator? Primul turneu final, eram un copil, la Euro 96, câți ani în Anglia. Deci aveam 25 de ani. Mă prevenisem în TVR, a fost o conjunctură absolut bizară, am prins și eu lotul pentru turneul ăsta final. A fost ceva absolut incredibil. Adică acum televiziunea asta s-a cam demitizat. Pe vremea când m-am apucat eu, acum 25 de ani, 28-29 de ani, bă, era să ajungi în televiziune, era așa ceva, un vis care părea aproape imposibil. Și să ajungi după aia să, la turneul final, așa repede, am avut o conjunctură favorabilă și ăla a fost un moment care m-a marcat. Uite, apropo de chestiunea asta, că sar la întrebare care o aveam ceva mai încolo, Răzvan Tudor zice, dacă ar avea de... nu, stai că era o întrebare... Care sunt pașii corecți, zice Alexis, care sunt pașii corecți pe care trebuie să facă un băiat de pe băncile facultății ca să poată să ajungă comentator sportiv? Ai mare experiență, adică ai putea să spui ce ar trebui să facă. Da, ar trebui să se ducă... Nu știu, se întâmplă o chestiune. Eu când m-am apucat, eram câțiva, la TVR. Eu era, nu eram, dar era Emil Gădinescu, era Cristian Țopescu, Dumnezeu să-l ierte, Ionel Stoica, Dumitru Graul, Sorin Copra, erau câțiva. Meciurile erau foarte puține, te asculta toată lumea. Nu, acum și se întâmplă, nici nu poți să nu spune nimeni nimic. Pe vremea aia comentam ceva și imediat îmi spunea Țopescu, domne, n-ai făcut bine acolo. Ok, tu poți să o iei de bună sau să zici... În primul rând, pentru a progresa, trebuie să fii conștient că ai lucruri de îmbunătățit. Din acest punct de vedere, un exemplu este Emil Gădinescu, un comentator excepțional, care tot timpul se pregătește, tot timpul încearcă să se îmbunătățească. Nu trebuie să devii suficient. Pașii corecți. Pașii corecți, să asculți pe alții, să asculți cu atenție. Nu să fii pătruit la Steaua, FCSB, Dinamo și să fii partizan, să nu asculți ce spune. Să asculți, bă, ăsta parcă îmi place. Ia zi, de ce îmi place? Și încep să vezi ce ți-ar place. E ceva de acolo. Meseria asta se fură. Nu poți să te învețe nimeni. Iar din facultate nu cred că înveți mai lucru. Cum de altfel nu cred că înveți în nicio meserie. Nu cred că ești dintr-o... Ai o bază. Vezi niște principii. Exact. O bază după care... Vezi niște principii. Dar tu trebuie să o furi. Și depinde și de conjunctură foarte mult. Heliox zice așa. Care e adevărata steaua pentru tine? FCSB sau CSB? După părerea mea, Dumitru Dragomir a spus aici cel mai exact. Clubul ăsta este ca un cal care și-a schimbat patron și tu spui că nu mai e calul ăla, n-are cum să nu fie. Încă o dată, nu știu ce a făcut Gigi Becali, cum a luat echipa, poate că e penal, poate că trebuie să plătească, dar echipa în sine, după părerea mea, este FCSB. Nu are cum o echipă care a avut o activitate continuă. Nu văd cum se poate întâmpla să... Spui că justiția a hotărât altceva. Da. George, credeai că vei ajunge așa iubit de public din poziția de analist sportiv și numit vocea rațiunii? Vocea rațiunii? Da, asta auzi. Nu știam că sunt măgulit. După părerea mea, este o meserie complicată dintr-un punct de vedere foarte clar. Nu este medicină, nu este inginerie, nu este matematică să spui, bă, ăla e bun că iese problema. Aici este, unii zic de anumiți comentatori sau anumiți analiști că sunt foarte buni, alții înjură. Idealul este să încerci să fii cât mai puțin jurat, să te aprecieze cât mai mult. Mare Răzvan Tudor, dacă ai avea de ales un singur sport pe care să-l comentezi, care ar fi acela? Rugby. Ai alegere? Da, da. Nu se pare... fotbalul a început să mă obosească prin numeroasele porcării care se întâmplă în jurul lui. El în sine este un sport foarte frumos. Simulările, arbitrii ăștia care, după părerea mea, nu numai în România, peste tot, au început să aibă o pondere prea mare. Nu ei ar trebui să fie vioara întâi. Chestiile astea cu depunctări, cu... La rugby nu se întâmplă încă așa ceva.
Mulțumesc mult, Bogdan. Plăcere. Sper că răspunsurile lui Bogdan v-au mulțumit. Evident că o să avem și alți invitați. Vă mulțumim însă că sunteți din ce în ce mai mulți și că ne urmăriți, că sunteți interactivi, puneți întrebări, mă, nu ne dați idei acolo, ați văzut că ținem cont de ele. Pe data viitoare, numai bine!